slab atac în Superliga, 3 goluri marcate și cea mai slabă apărare, 12 încasate. Deasupra lor în clasament ar fi Chindia, dar Chindia are și un meci în minus. Și pe locul al 14-lea este Universitatea Cluj, noi promovați. Și ei și-au schimbat între timp antrenorul, la fel ca Mioveni. 3 remize sunt singurele care au adus 3 puncte. Lovitură liberă bătută de cei de la Mioveni și avem deschidere de scor în minutul 9. O fază fixă aduce modificarea tabelei. Este Scarla Tache, cel pe care au zărit toți jucătorii lui Flaviu Stoican. Haide să vedem. Da, capitanul gazdelor reușește să înscrie în debutul acestei partide, minutul 9. Scarla Tache marca sezonul trecut 2 goluri. Oh, lăsat liber, nimeni nu s-a uitat la fundașul central al Mioveniului. Au admirat jucătorii lui Ilie Poenaru cum urcă de undeva din acel mănânc de jucător Scarla Tache și reușește să deschidă scorul. Este al 4-lea sezon consecutiv pentru Adrian Scarla Tache. Fie că a jucat la Mioveni, fie că a jucat la Hermannstadt, fie că a jucat la Zira în Azerbaijan, dar este al 4-lea sezon consecutiv cu gol, ceea ce nu-i puțin pentru un fundaș central. Și mai ales nici Mioveni, nici Hermannstadt n-au fost echipe de mare angajament, să spunem așa. Reacția Utei. O, croșetează foarte frumos acolo. Șteau centrarea din stânga. Minge în fața porții. Respinge foarte bine Garuti. A fost un moment de uluială în defensiva Miovenului. N-au apucat să se replieze jucătorii lui Flaviu Stoican.